Bun găsit! Consiliul Local Suceava urmează să reia procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății Locale de Transport Public TPL S.A. Suceava. Astfel, în ședința din 30 iunie se va aproba reluarea procedurii pentru selectarea candidaților pentru Consiliul de Administrație al SC Transport Public Local S.A. Comisia de selecție va fi condusă de viceprimarul Lucian Hașovski și va avea în componență 2 consilieri locali și 2 angajați din primărie. În raportul de specialitate se precizează că, în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență cu numărul 109 din 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, societățile comerciale la care o unitate administrativ-teritorială este acționar unic, majoritar sau la care deține controlul, sunt întreprinderi publice, iar în acest caz propunerile de candidați pentru funcțiile de membri ai Consiliului de administrație sunt făcute în baza unei selecții specifice prealabile, efectuate de o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane. Totodată se menționează că în trecut a mai fost declanșată o procedură de selecție a candidaților pentru funcția de membru în Consiliul de Administrație al Societății TPL S.A. Suceava, dar toți candidații selectați au renunțat la nominalizare, fiind necesară reluarea procedurii de selecție. Deoarece în urma alegerilor a fost modificată componența Consiliului Local și a viceprimarilor, considerăm necesară și modificarea comisiei de selecție a candidaților se arată în raportul de specialitate. La începutul lunii februarie, în urma selecției unei comisii, directorul CSM Suceava Vasilică Băițan, Alexandra Irina Munteanu, Gabriel Petruc, Loredana Elena Proțiencu și Mihaela Siretean au depus dosare și au fost admiși în Consiliul de Administrație al TPL Suceava. Cei 5 candidați au fost admiși în urma interviului și a analizei dosarelor depuse. Cei 5 ar fi trebuit validați de adunarea generală a acționarilor din TPL Suceava, dar au renunțat la nominalizare.